vouch. În seara asta aș vrea să îl primiți cu aplauze pe un oneștean al vostru, un onest, un tânăr talent al Oneștiului care ne-a rugat să-l primim pe scenă în seara asta în cadrul conceptului nostru, pentru că are un talent senzațional. Aplauze, el este Cristi! Nu, George! Pătrăți-mă care veniți pe scenă. Și George nu mai vine. Salut, salut! Te rog! Bună seara, Onești! Aș vrea să o invit pe iubita mea Cristina aici cu noi. Hai sus! Hai, unde hai! Cristina? Nu se poate! Nu se poate! Hai, Cristina! Georgica, ajută pe Cristina, te rog! Ia uite, Cristina este prin gard. Cristina, vine! Dar ce? Băi, să nu faceți vă prostie pe scenă, da? Adică nu vă dezbrăcați sau ceva, că nu este oameni serioși. Oricum vreau să le mulțumesc celor de la HQ că mi-au onorat această ocazie. Oricum, emoțiile sunt enorme. Doamne și domnilor, aplauze pentru Cristina! Ne pregătim pentru un moment periculos, nu știu dacă aveți un înțeles. Cristina, poți să întorci acum? Întrebarea asta trebuia să o pun de mult. Acum a venit momentul. Te iubesc și vreau să fim alături toată viața mea. Răspunsul? Ce frumoasă e viața la Oneș, vă mulțumesc! Cristina, ești ok? Uite, puteți fiți atenți! Pentru voi, o să cântăm piesa următoare și puteți să rămâneți pe scenă lângă noi, dacă vreți să reviți la dans. Este probabil cel mai frumos și mai sensibil cântec de dragoste al nostru. Se numește Dor de tine, dor de noi. Ha!